oarecum singură, am vrut să cercetez în jur și să rețin tot ce mă înconjura. Am întors capul spre perdeaua care îmi reținuse atenția. Curioasă, sau poate numai de dragul conversației, am întrebat-o pe mătușa ce pasăre este aceea de pe perdea. A privit perdeaua. Sclipirea din ochii ei de catifea s-a topit pentru o secundă. Mi-a zâmbit amar. Lăsând să-i plece câteva cuvinte, doar spre inima ei întristată. Ce contează? Sunt niște păsări care știu că uneori obosesc atât încât și-ar dori să cadă din văzduh. Ca mine, am gândit. I-aș fi spus eu că acum chiar simt asta, dar cu siguranță ar fi râs de mine. Mi-a întins mâna și m-a ajutat să cobor de pe scaunul uriaș, lăsând să-i treacă degetele delicate prin părul meu rebel și proaspăt spălat. Apoi a șoptit, fără să dea importanță că eram prezentă. Păcate copilul ăsta! Am realizat că toți încă mai sperau că aș putea muri. Moartea mea ar fi fost trecerea pe celălalt mal, asemenea visului din noaptea precedentă. Nu mi-aș fi dorit asta, fiindcă nu concepeam să lovesc ființe cu pietre, doar pentru a nu mai rămâne eu în viață. E drept, murind, aș scăpa de o sânda acestei vieți. Dar nu vedeam cum aș fi putut schilodi copiii sau cum să fac bătrânii să sufere. Ăsta să fi fost prețul morții mele? Sau, poate mai rău decât atât, asta să fi fost condiția să rămân în viață? Nu știam prea bine dacă viața înseamnă bucurie sau moartea însemna o eliberare de suferință ce mi-ar fi adus bucuria. Cum să fi fost oare? Nu puteam întreba pe cineva care să mă lămurească. Ce-ar fi zis mătușa? Dar mama? Ar fi zis așa cum zicea mereu. Debitez numai prostii. Când mătușa m-a dus în camera în care dormisem, am avut bucuria să o găsesc pe sora mea. Părea și ea schimbată, era veselă, mi-a arătat o păpușă mare, blondă, cu părul superb, îmbrăcată cu o rochiță ca a prințeselor de altă dată. Am fost fascinată de înfățișarea ei, de formatul buzelor, de ochii care erau de un albastru intens. Așa ceva era de contemplat zile întregi. Mâinile ei erau întinse cu degetele desfăcute spre copiii din fața ei ca semn de îmbrățișare. Piciorușele păpușii, care se numea Pupa, avea ciorăpei, dar nu avea pantofiori. Unde să-i fi fost? Căutând cu privirea pantofiorii, am descoperit o vitrină în care erau bibelouri, pahare strălucitoare, păpuși în miniatură. M-am apropiat cu grijă de dulapul în care cineva pusese tot ce putea să încânte ochiul unui privitor. Grijulie și prevăzătoare, m-am așezat pe covor. Am apropiat mânuțele și am privit la ce se găsea în dulapul cu minuni. Am zărit întâi un cățel care avea aerul de apărător a ceea ce era în jurul lui. Apoi am văzut un vas dintr-o sticlă de calitate,
Vasul era cuprins parcă de o îmbrățișare a unei crengi de liană, executată manual dintr-un argint ușor înnegrit. În interiorul vasului se vedea ceva ce semăna cu niște norișori de puf. Ce putea fi? Am ridicat capul să am o poziție mai bună pentru a privi cu atenție. Sunt niște mărgăritare împietrite de durere că nu pot fi lăsate să se bucure de lumina soarelui. Mai sus, de vasul admirat, am zărit un bibelou care ironiza un bărbat beat și pus pe harță. În spatele vitrinei era așezată o oglindă egală cu dimensiunea dulapului. Asta îți dădea impresia că obiectele din interior sunt dublu numărului lor, iar lumina din fereastră, care se reflecta în vitrină, dădea o strălucire ferică obiectelor din interior. Eram siderată de ce vedeam, de tot ce mi se întâmpla. Credeam că visez și speram că acest vis nu se va termina curând. Dincolo de pereții visului în care existam, am auzit un lătrat prietenos, apoi o voce. Laica, vină la tata! Cine să fi fost? Știam că nu se cuvenea să mă interesez de întâmplările din curtea în care eram musafir. Am rămas așadar pe loc, uitând de voce, de cățel și de mine. Totuși, am auzit în casă cum același bărbat care chemase cățelușa vorbea cu cineva spunând că a fost greu la birou și că ar vrea să se culce. Am ignorat apoi tot ce spunea de dragul cercetărilor mele. M-am întors la vitrina cu figurină de porțelan, dar am zărit alături un dulap enorm ce se întindea și se impunea pe tot peretele lateral. În el erau rafturi cu cărți de același fel. Toate erau negre, cu un șnur auriu care pornea de undeva de deasupra firelor, pierzându-se aiurea printre ele. Totuși am observat că erau de mărimi diferite și că de-a lungul fiecărei cărți scria altceva. Așadar, nu erau toate la fel. Fără să ating enigmaticele volume, mi-am spus că sunt diferite. Întrebam cine a scris atâtea cărți, imaginându-mi că toate sunt scrise de același autor, din moment ce toate sunt legate la fel. Cărțile noastre de acasă erau diferite. Printre gândurile și imaginile cu care mă răsfățam, am auzit o voce masculină cu un timbru puternic, dar prietenoasă. Cami, eu sunt unchiul tău. Bine ați venit la noi. Era soțul mătușii, un tip superb, cu ochii verzi, o statură atletică și cu un zâmbet fermecător. O pereche potrivită pentru mătușa mea. După ce m-a privit stăruitor, s-a apropiat de biblioteca pe care tocmai o cercetasem și a început să-mi arate exemplarele de valoare de care era mândru. Mi-a spus că oamenii trebuie să iubească mult cărțile, pentru că în ele descoperă ceea ce le va fi de folos în viață sau descoperă tainele existenței umane, ale antichității sau ale prezentului. Cei care iubesc cărțile sunt oamenii care trăiesc diferit de turmă, mi-a șoptit el, știind că tocmai îmi divulgase un mare secret. Am înțeles puțin din ce mi-a spus, dar am știut cu siguranță că voi iubi cartea
pentru că mă va ajuta să pricep ce nu am înțeles de la el și tot ce nu îmi voi explica pe viitor. Poate am să pricep, mi-am zis, și visul pe care l-am avut cu apa cea tulbure și învolburată. Am îndrăznit să ating una din cărțile așezate ca niște soldăței de elită, mai ales că unchiul se retrăsese. Mi se părea că am simțit la atingerea lor lumi ce trebuiau să ajungă la mine, lumi care urmau să mi se facă cunoscute și care să mă ajute să știu că exist altfel decât o făcusem până atunci. Probabil asta îmi lipsea, mi-am zis, atunci când așteptam acasă pe cineva care să-mi vorbească și să mă facă să pricep ce mă poate ajuta. Un zgomot puternic însoțit de o explozie luminoasă mi-a întrerupt gândurile. Am tresărit, așezând cartea la locul ei. Mă așteptam ca flăcări mari să apară de oriunde. Sora mea, îngrijorată și speriată, a intrat iute și mi-a spus că zgomotul a fost de la un copac trăsnit în apropiere. Mi-a spus să nu mă sperii, fiindcă toate casele înalte din oraș sunt prevăzute cu paratrăznete. Asta însemna că vila în care eram adăpostiți nu putea păți la fel ca sărmanul pom, pentru că era protejată de ceea ce ea numise paratrăsnet. A ieșit și am rămas singură. Îmi plăcea asta. Eram într-un loc cu lucruri și oameni noi. Am continuat să cercetez încăperea. Pe un perete am zărit un tablou de o dimensiune impresionantă. Creat de un iubitor de culori pastelate, tabloul reprezenta un domn care stătea în picioare în spatele unui scaun pe care trona o remarcabilă doamnă. Amândoi se apropiau de vârsta a treia. Doamna era distinsă și elegantă. Era îmbrăcată cu o rochie bine croită, în culori calde, cu părul strâns, coafat perfect, dar care zâmbea amar. Domnul, probabil soțul, avea aerul stăpânului care știe că tot ce face e pentru bunăstarea a ceea ce stăpânește. Mâna dreaptă era așezată pe spătarul scaunului ca un semn de posesie și de protecție în același timp. Cealaltă mână era strânsă pe lângă corp, cu degetele încleștate pe bastonul de care se sprijinea. I-am privit chipul. Strașnic om, ochii lui aruncau flăcări, capul drept, umerii lați, hainele într-o ordine și asortare desăvârșită. În spatele lor, oarecum lateral de poziția scaunului, unde fuseseră surprinse portretele, autorul redase un câine ciobănesc. Capul lui era îndreptat spre stăpânul lui, având o privire în care citeai supunere. Cele trei personaje din tablou aveau ceva în comun. Bunăstarea, siguranța, legătura îndelungată, care dădeau aproape dependență. Erau totuși diferiți. Ea avea zâmbetul amar, privirea calină și umbrită de suferință. Cât asemănare cu tristețea scumpei mele mame, surprinsă uneori de stăruitorii mei ochi. El, aprig, hotărât și parcă prea puțin sensibil pentru delicatețea și gingășia femeii. Așa am văzut atunci și mă mir și azi cum am avut un așa spirit de observație la vârsta aceea. Privind tabloul, am simțit atingerea unchiului meu. Cu mâna stăruind pe umărul meu, cu ochii la cele trei ființe redate ideal de pictor,
Unchiul a tras un scaun și s-a așezat. Doamna, mi-a spus el, este mama. O doamnă din înaltă aristocrație, căsătorită fără voia ei cu tatăl meu, un bogătaș român, doctor și general, major în timpul războiului. Un om vrednic, puternic și neînfricat. A deținut multe domenii în București, Pipera, Curtea de Argeș, Teleorman și Craiova. A ctitorit un spital și a sponsorizat câteva școli înalte de război. Era mândru de faptele lui. Atât de mândru încât de multe ori uita să fie mândru mai întâi de frumoasa și nefericita mea, mama. Spunând asta, am simțit un tremur în glas. Apoi a spus ceva în limba franceză, sunând parcă rugăciune fierbinte, spusă când durerea sufletului strigă după ajutor. Îți plac părinții mei? Sosi întrebarea lui într-un târziu. Da, i-am răspuns, dar mă întreb cum de un om ca el nu a avut înțelepciunea să vadă o așa bijuterie de femeie. Poftim! Ce știi tu ce este o bijuterie de femeie? Ce știi tu ce e aia înțelepciune? Nu știu prea bine, dar din ce văd, din ce mi-ai spus, am înțeles că doamna era o floare strămutată din pământul ei, unde soarele o mângâia, răsfățând-o printre alte flori, într-un loc arid și la un grădinar dezinteresat de gingășia ei. Unchiul m-a îndepărtat un pic de lângă el, de parcă ar fi vrut să mă vadă mai bine. Apoi a strigat-o pe mama. Știi, a zis el la sosirea mamei, fata ta are o gândire și o înțelegere precoce a vieții. M-a uimit, a spus el, privind spre tabloul din perete. Mama, cu mâinile ude, părul răvășit de muncă și cu vocea ușor ironică, îi dă o replică dureroasă. Iar vorbești cu mama ta. Lasă să se odihnească în pace. Ia fata și hai să mâncăm. Mai vrei un pic de coniac? Nu, altceva aș fi vrut, dar nu mai vorbează. Hai la masă, șopti el resemnat. În timpul mesei, gândul mi-a zburat la personajele din tablou, la cărțile frumoase și la argintăria cu care eram servit. Masa o servea o doamnă elevată, în vârstă, care avea un accent ciudat. N-am dat importanță, n-am avut timp să gândesc și la altceva decât la ce vorbisem cu unchiul meu, ce spusese mama, la ciudățenia acestei case care sigur ascundea câteva drame. Unchiul, bărbatul din capul mesei, mânca delicat și atent. Eram fericit și neînțeles. Mătușa, frumoasă și veselă, așezată în dreapta lui, aproape că-l ignora, mâncând și urmărind ca servirea să se facă așa cum considera că e bine. Sora mea cerea pâine uneori sau câte un șervețel la care nu ajungea, cocoțată fiind pe scaunul uriaș. Mama, un bietroboc, gata să intre în priză atunci când credea că e necesar. Mânca repede și era atentă să o ajute pe doamna care servea. Și, în sfârșit, eu, un copil născut în zona furtunilor, așa cum îi plăcea mamei să spună, mă simțeam străină de oamenii aceștia care nu mă înțelegeau. Nici măcar mama nu știa cu siguranță ce se petrecea în sufletul meu, ce dorințe și ce temeri
avea. Umilință și recunoștință. Volumul 1, semnat de Cati Urucu.